Tu ai spus foarte bine la un moment dat că ce ne face să pierdem 3 ore în fața unui film, știi? Suntem o specie tare ciudată. Eu am o vorbă pe care o spun în școala de scris. Spun așa, imaginați-vă că noi ne ducem la cinema sau la teatru, plătim niște bani ca să ne uităm la alte persoane care se prefac au o altă viață. Și zic, ce-i asta? Adică, la propriu, ce-i ciudățenia asta? Pentru că nu este real, tu știi că nu este real și cu toate astea tu te duci și te uiți. Prefacem împreună, că e real. Că e real. Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Înainte să începem episodul de astăzi, voiam doar să-ți reamintesc că în scurt timp voi lansa un training de 4 luni în care intenționez să învăț pe câțiva oameni să facă ceea ce fac eu. Adică să lucreze unul la unul cu alți oameni pentru a-i ajuta să schimbe lucruri în viețile lor și să devină mai buni în ceea ce fac. Dacă crezi că ți-ar plăcea să faci asta și vrei să afli mai mult, tot ce e nevoie să faci este să intri acum și să-mi lași datele tale pe adresa www.bit.ly/changestrategist și în scurt timp vei primi mai multe informații despre training. Acum, revenind la episodul nostru, astăzi l-am invitat pe Daniel Zărnescu, scriitor, om de marketing, trainer și fondator al școlii de scris. Nu în ultimul rând, Daniel lansează și o editură nouă zilele acestea, Storycraft Publishing, ocazie cu care l-am invitat la o discuție pragmatică, practică, despre cărți, filme, scenarii și, de fapt, despre cum ne schimbă poveștile viața. Salut, Daniel! Bine ai revenit! Salut! A fost foarte apreciată discuția noastră de acum ceva timp, cred că a fi trecut un an, cred că un an și ceva. Bine, dacă îl măsurăm pe ăsta, cred că au trecut 5. Da. Episodul se numește în continuare Știm prea multe, dar acționăm prea puțin, nu? Da. Și reacționăm prea puțin. Și foarte mult feedback pozitiv am primit, fiindcă s-au regăsit oamenii în chestia asta, că știm prea multe, care înseamnă, de obicei, am aflat, am citit, am povestit cu cineva despre, credem că știm sau chiar știm la nivel teoretic niște lucruri și în realitate vedem că nu prea se întâmplă. Da. Ține asta de ce citim? Ține mai degrabă de cum citim și de ce citim, dar cum citim. Eu am spus data trecută un model de citit, ca să zic așa, care mi se pare că mi se aplică mai mult mie. Ce am fost surprins și sunt surprins în continuare este faptul că oamenii vin la mine și mă întreabă, bă, dar este adevărat? Tu chiar citești 5 pagini pe zi? Adică și în cât timp termini o carte? Doi. Și oamenii, nu e chiar așa, oamenii nu realizează că 5-10 pagini pe zi, dar zi de zi, fac mult mai mult decât dacă te arunci într-o carte și pe urmă uit să mai deschizi alta. Da. Cam aici e jocul pe care îl joc eu. Eu prefer să fiu continuu conectat de o filozofie sau o teorie și în același timp să pot să scot maxim din ea, să pot să aplic ceva. Îmi place să mă opresc din citit, cel puțin pe cărți non-ficționale de specialitate, în momentul în care simt că mă ajut. Dar am tot timpul o direcție către partea practică din viața mea. Adică simți că ai prins o bucată de informație pe care ai nevoie acum să și acționezi ca să se sedimenteze sau cum? Da. Da, și nu e neapărat de zonă practică. Dacă simt o scânteie, dacă simt absolut orice mă face să abordez ziua respectivă un pic mai focusat și cumva să fiu pe linia mea, pe calea mea. Da, e ca și cum ai consuma informația aia cu un scop în minte dinainte. Da, dar întotdeauna e un scop. Cel puțin pe cărțile de specialitate, eu nu citesc de dragul de a citi, da, pe cele de specialitate. Acolo întotdeauna caut ceva. Și mi se pare că așa ar trebui să citim până la urmă, pentru că altfel se acumulează foarte multe
cunoștințe care sunt degeaba. Adică, din potrivă, în momentul în care falia asta dintre cunoștințe și rezultate în viața noastră se mărește, intrăm în alte zone de depresie, întrebări, ce se întâmplă și, pe urmă, acționează împotriva ta. Adică te uiți la toate cărțile de dezvoltare personală, care, din punctul meu de vedere, sunt extraordinare cât timp reușești să aplici din ele, dar te uiți la ele, te scârbezi la un moment dat, efectiv, și zici, bă, nu funcționează, știi? Și asta, de obicei, este mesajul pe care îl au două tipuri de oameni, oricei care nu citesc deloc și oricei care au citit mult, dar nu au avut rezultat. Mm-hmm. Ai menționat, ai spus mai devreme că vorbești de cărți de non-fiction. Ceea ce naște întrebarea, cum e cu celelalte? Cu cărțile de ficțiune. Mm-hmm. Eu sunt... În esență, eu sunt foarte pasionat de absolut tot ce înseamnă story. Eu când eram copil citeam foarte mult și nu citeam dezvoltare personală pentru că nu exista, cel puțin, nu exista noțiunea la vremea respectivă. Iar eu acum consum tot ce înseamnă poveste în absolut orice formă. Vorbim aici de cărți de beletristică, vorbim de filme, sunt cinefil înrăit. Acum, odată cu pandemia, mă cam împiedică lucrul ăsta pentru că mie îmi place să mă duc la cinema efectiv. Nu prea îmi plac filmele în fața laptopului. Consider că e o experiență mult mai bogată la cinema. De asemenea, consum poveștile la nivel de discurs și pot să spun că e o diferență foarte mare între un speaker de TED Talk, de exemplu, care are o poveste în spate și care reușește să conecteze cu ea publicul, și unul care vine doar cu argumentație și cu modelul lui de lucru. Poveștile, în esență, din punctul meu de vedere, e modul în care noi reușim să experimentăm prin viața asta și să învățăm în același timp, dar să conectăm la nivel emoțional. Mai e un lucru aici legat de story care mie mi se pare evident, dar am observat că sunt foarte mulți oameni care nu observă lucrul ăsta. Oamenii cei mai influenți pe care i-am cunoscut, oamenii pe care îi admirăm și la care cumva tânjim către ceea ce fac ei, sunt influențatori, sunt oameni influenceri, ca să zic așa, tocmai prin poveștile pe care le spun. Nu prin teorie. Teoriile sunt aceleași tot timpul, sunt răstălmăcite de fiecare dată, sunt niște pași mai mereu și niște modele de lucru care există de când lumea și pământ. Uh-huh. Povestea din spate care reușește să conecteze modelul de lucru face ca acea persoană să fie fascinantă pentru publicul lui. Și în același timp aș putea să spun că mai bine de 3/4 din cei care sunt pasionați de dezvoltare personală nu văd acest model, nu văd povestea dinaintea modelului și se uită la cineva care vorbește și observă doar tipar. Adică se străduiesc atât de mult să extragă de acolo ceva practic aplicabil încât dau la o parte ceea ce ei consideră balast, umplutură, doar că umplutura acestui tu e că de multe ori face diferența în cât de bine captat e mesajul, nu? Sau... Aia face diferență. Deci, de fapt, despre aia e vorba. Uh-huh, uh-huh. Despre aia e vorba. Eu dacă dau, de exemplu, un model de lucru format din 4 pași, să zicem, etape, care te ajută să construiești un business, habar n-am. Și îl dau pe hârtie la 10 traineri sau speakeri, aș putea să spun că nu conectează cel care are carisma cea mai mare, nici măcar cel mai deștept, ci conectează cu publicul și își creează o audiență cel care reușește să găsească o poveste relevantă pentru acel model. Indiferent dacă e personală sau o poveste a cuiva pe care îl cunoaște, adică indirectă. Dar persoana care reușește să identifice o poveste care are legătură cu modelul respectiv atrage follower aproape instant. Și ce mă gândeam, apropo de ce spuneam mai devreme, partea asta de... care sigur a fost accelerată acum un pic de pandemie, oamenii care consumă povești și în special filme, e
mi s-a părut întotdeauna un pic ciudat, și mă includ și pe mine aici, dar mi s-a părut un pic ciudat cum oamenii aleg să își consume o oră, două, trei dintr-o zi, din viața lor, ca să se imerseze într-o altă lume și într-o altă poveste, care nu are nicio treabă cu viața lor direct, și preferă să trăiască acolo 3 ore, da, în loc să-și trăiască viața lor 3 ore. Doar că aici intervine ciudățenia de care vorbeam. Eu sunt o persoană extrem de practică. Și cu toate astea văd pragmatismul din cele 3 ore pierdute în fața unui ecran mare sau unei cărți. Ideea este următoarea. Eu aici vin cu o abordare un pic mai adâncă despre semnificația poveștilor în viața noastră și ce ne-a adus. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi să numești, și autori precum Harari spun, dacă e să citești printre rânduri în Sapiens, spune același lucru Harari. Principalul element care a ajutat specia umană ca să ajungă unde este acum, el spune mit, eu îi spun poveste. Uh-huh. În esență, înainte de a reuși să conectăm, hai să o luăm în altfel. De exemplu, au fost societăți care nu au inventat niciodată, n-au ajuns la metal. Au fost societăți care n-au avut foc, au fost societăți care n-au inventat roata. Povestea a fost acolo tot timpul. Ea a fost singura care cumva comunică între toate tipurile de societăți care au existat în istoria umanității. Omul, pe vremea vânătorilor culegători, reușea să comunice în grupurile respective până la o limită, iar antropologii vorbesc de o limită de 80, 100, 100 și un pic de oameni. În momentul în care grupul respectiv creștea, atunci, la un moment dat, se producea o ruptură, iar cele două grupuri plecau și deveneau independente de la sine. Momentul în care am reușit să trecem peste această limită de comunicare a fost momentul în care am reușit să transmitem ceea ce învățam noi generației următoare. Și am reușit să facem asta prin mituri și povești. Noi am reușit să spargem, cu ajutorul poveștilor, teoria evoluției. Pentru că noi am reușit să trecem peste ceea ce putea să ne ofere specia noastră. Dacă stai și te uiți, nu suntem nici cei mai puternici, nici cei mai rapizi, însă cumva am reușit să punem stăpânire pe planeta asta. Gândește-te că povești sunt absolut orice vedem în jurul nostru, tot Harari spune asta. Poveste este națiunea, este o poveste, firma este o altă poveste, ea nu există, nu poți să arăți cu degetul o firmă. Cu toate astea, fictiv care... cu toate astea, povestea din spatele unei firme este ceea ce a generat comerțul în general. Banul este iar o poveste, absolut totul e o poveste. Concret ești tu, concret sunt eu, există bărbați, femei, există oameni, există pământ, cer, astea putem să le arătăm, să le vedem. Exemplul ăsta e foarte bun și l-am dat de foarte multe ori în ședințe de coaching, când ajung să vorbesc cu oameni despre pentru care business-ul sau, mă rog, viața profesională este un pic mai importantă decât ar fi cazul și sunt un pic desechilibrați în zona aia. Și mereu le dau exemplul ăsta care, de care vorbești tu, că e din Sapiens, cred că este. Și întreb, ok, dar ce e firma asta? Adică gen care... Ce sunt banii? Ce? Pentru că e fascinant cum am căzut de acord cu toții ca specie că va exista această entitate juridică care are și cont la bancă, care știe ca și cum se duce să mănânce dimineața. Da. Hai să spun un alt lucru fenomenal. Una dintre îngrijorările mele, și cred că e o îngrijorare generală, este legată de schimbările climaterice și de poluarea pe care o facem noi ca specie umană. Există multe discuții, mare parte se duc în zona politică, nu despre asta vreau să vorbesc, dar mi s-a părut foarte interesant că acum, cred că mai puțin de 10 ani, în Noua Zeelandă, aveau ei un râu, dacă mi-aduc eu bine aminte, un râu care era constant poluat de niște persoane juridice, în special, și nu, cum e la noi protecția mediului, nu reușea să facă față în Noua Zeelandă. Și au reușit să schimbe legea până în punctul în care râul respectiv a obținut aceleași drepturi ca o persoană.
Și din momentul ăla, pentru că era o persoană, oricine putea să se ducă în fața unui judecător și să dea în judecată pe absolut oricine îi făcea rău râului, ca reprezentant al râului și al intereselor lui. Ce tare! Și brusc, inclusiv râurile și natura au început să capete personalitate, un fel de juridică, dar e personalitate naturală. Am observat, de exemplu, pe urmă, chiar am fost foarte curios dacă o să funcționeze, dar lucrul ăsta a fost repede împrumutat în Statele Unite și am înțeles că în Brazilia, unde au mari probleme cu pădurea amazoniană, și funcționează. Pentru că nu mai e vorba de o structură care este coruptibilă, ci e vorba de absolut fiecare om care vede o nedreptate și atunci poate să deschidă un dosar. Și este mult mai mare pericolul pentru... E empowering, e... Da. Da, și este o altă poveste care, care uite cum funcționează, știi? Poveștile astea... cum le vezi... Din punct de vedere al, nu știu cum se, ierarhiei, mă gândesc acum la poveștile transmise prin scris versus povești transmise prin filme versus... E există ierarhie cumva? Sunt unele care contează mai mult decât altele? Influențează mai mult decât altele? Nu neapărat. Sunt forme diferite de a le transmite. Ce, într-adevăr, ce ar trebui să fim conștienți? În momentul în care lucrăm în orice zonă de influențare, ca să zic așa, ar trebui să înțelegem puterea unei povești și de ce este important să stăpânim această abilitate de a povesti. În primul rând, vin aici cu observație, și anume că în România ideea de poveste este bagatelizată. De ce spun asta? Vine din însăși denumirea de poveste. Când spui povestitor sau poveste, spui unul care dă din gură. Vrăjeală. Care-i vrăjeală, care mănâncă gogoși, vinde gogoși. La noi povestitorul este un mincinos, povestea este o minciună și de aici, din punct de vedere cultural, noi plecăm cu un handicap foarte mare. Pentru că numai gândește-te în străinătate cum se numește povestea, se numește story, iar arta de a povesti, povestitorul este storyteller. În momentul în care spui storyteller, are o altă greutate. Acolo este o știință, se studiază îndelung care sunt reacțiile emoționale pe care le are cel care consumă povestea și se învață cum anume să provoce aceste reacții și emoții. Pe când în România am rămas doar cu reacțiile, le fac cei care le fac oricum în mod natural, dar cumva considerăm sub demnitatea noastră ca să învățăm arta de a povesti. Culmea este că dacă spui că faci un curs de storytelling, atunci este mult mai atractiv decât un curs de povești, să spun așa. În esență, ar trebui să fie același lucru. Poveștile se pot spune oral, se pot spune în scris, se pot spune prin cărți. Întrebarea este cum anume spui o poveste care să conecteze cu un public, oricare ar fi el și orice formă. Noi ca oameni, și aici este foarte important să realizăm lucrul ăsta, noi am trăit datorită poveștilor, am învățat datorită poveștilor, pentru că înainte societățile erau construite în jurul unor așezări, de obicei aveam niște ziduri mari și cel care avea curajul ca să iasă, inclusiv din peșteri, avea curajul ca să iasă, când se întorcea, spunea o poveste despre ce se întâmplă dincolo de ziduri. Și se transmitea mai departe și cumva acești exploratori de fapt erau povestitori și așa aflam despre cum anume funcționează lumea în care trăim, din punct de vedere natural, de exemplu. Asta mi se pare, doar un pic vreau să te întrerup, mi se pare foarte mișto pentru că face legătura între ieșirea din zona de confort și explorare și capacitatea de a putea spune povești valoroase. Mi se pare că e... Eu am întâlnit mulți oameni care, unii chiar mi-au spus cu cuvintele astea, aș vrea să scriu, aș vrea să creez, din punctul ăsta de vedere, o poveste, dar mi se pare că nu prea am ce să spun. Da, eu am avut un prieten, care a spus la un curs ceva incredibil, era un povestitor extraordinar, aveam o seară de sharing, așa îi spuneam noi, în care scopul era să povestim ceva din viața noastră relevant pentru ceilalți. Și aveam doar 7 minute la dispoziție,
Iar tipul ăsta a făcut un lucru incredibil, a reușit să-i facă pe oameni să plângă și să râdă în 7 minute. Mm. Și l-am văzut înainte să înceapă discursul, l-am văzut cum se uita pe un bilețel și făcuse niște note, niște notițe și niște puncte pe care să le atingă. M-am dus la el și mi-a zis, păi ăsta a fost scopul meu. Scopul meu a fost să-i fac să râdă și să plângă. Și am reușit. Deci gândise totul de la început. Și pe mine m-a fascinat abordarea lui, faptul că era atât de ușor începea să povestească despre experiențele lui și că reușea să-i provoace pe toți să caște gura la el, să-l asculte cu zecile de minute. Și el a zis atunci un lucru care a rămas la mine, și anume, povestea extraordinară aparține celor care știu să o povestească. Povestea extraordinară aparține celor care știu să o povestească. El nu a spus că n-avem o viață extraordinară cu toți. Și a spus că unii știu să o povestească și unii nu. Asta este și element de storytelling până la urmă, pentru că de obicei dacă ai o poveste, te uiți la cineva care povestește, de exemplu, cum s-a dus să scoată bani din bancomat. Dacă doar atâta se întâmplă, atunci este o informație, nu este nimic care să te atragă. De obicei se spune așa, se spune, băi, încearcă și tu să dramatizezi. Asta e termenul, dramatizează un pic, adică fă să se întâmple ceva. Nu știu, pune o piedică, poate n-are portofelul, poate nu găsește cardul, i s-a blocat cardul, poate nu poate să intre în bancă, poate e cineva care se uită dubios la el și este frică să scoată portofelul în fața bancomatului. Și elementele astea creează dinamismul în poveste și atrag. Cred în asta, în ideea pe care ai spus-o tu, că cu toții avem niște povești. Mi-aduceam acum aminte, în timp ce te ascultam, că zilele trecute m-am văzut cu o jurnalistă cu multă experiență de la noi și într-o discuție pe care o aveam, mă întreba cu ce mă ocup exact, i-am povestit un pic ce fac și partea asta de coaching pe care o fac eu și pe care ai făcut-o și tu și cred că mai faci, nu? Adică mai rar, puțin, rar. Da, dar oricum știi ce înseamnă. E un, zicem, o ocupație, o profesie în care ești expus la povești ale oamenilor și povești foarte deep și foarte vulnerabile de cele mai multe ori. Îți spun lucruri pe care nu le spun foarte multor oameni. Și îi povesteam, îi dădeam câteva exemple de clienți cu care lucrez și mi-a zis, Doamne, nici nu pot să-mi imaginez câte povești sunt acolo, știi? Și mă gândeam că eu am avut de multe ori gândul ăsta, e incredibil cum aproape fiecare, ca să nu spun fiecare, dar cred că aș putea să fără probleme să spun fiecare om cu care am interacționat într-un context de coaching, îmi spune o poveste demnă de carte, de film. Da. Aproape orice om, da. Din nou, și zic aproape așa, că mi-ar fi scăpat doi, dar... Și e fascinant. Și mă întreb, adică dacă i-am luat pe oamenii ăștia și i-am întrebat, mulți ar fi de părere că viața lor nu este neapărat atât de interesantă sau demnă de a fi povestită. Da. Doar că sunt. Știi? Adică... Sunt. Ideea este că, repet premiza de la care am plecat, noi avem un mic handicap în România legat de story, nu prea înțelegem cum să-l facem. Ideea este că noi, de exemplu, am consumat mii, zeci de mii de ani povești într-un anumit fel, ceea ce a intrat cumva aproape la nivel de ADN. Și există unii oameni care fac asta natural, adică sunt povestitori, și unii oameni care sunt nevoiți să învețe. Dar eu cred că abilitatea de a spune povești și abilitatea de a înțelege cum se transmit este mai degrabă un mușchi. Un mușchi pe care poți să-l formezi dacă înțelegi din ce este el format. Oamenii care spun natural povești de obicei sunt empatici și se uită la reacțiile celorlalți și intuitiv au început să înțeleagă care sunt elementele poveștii care atrag și dau la o parte balastul. Există o anumită universalitate în povești, lucru pe care mulți scriitori, chiar și consacrați din România vorbesc, îl resping atunci când îl spun. Există o anumită universalitate, un anumit mod în care am spus poveștile atâta timp, încât să nu respecti această universalitate, este împotriva ideii de a spune povești.
arhetipul cumva. Cam. Exact, da. Exact. Și atunci gândește-te numai când spui o poveste. În primul rând, există un cârlig prin care începe orice poveste la orice bere pe care o bei cu prietenii tăi. Auzi o voce și cineva ridică voce și spune, băi, hai să vă spun ce s-a întâmplat. În momentul în care spune asta, de fapt este un cârlig care te introduce într-o poveste și teoretic la ce te aștepți? Te aștepți la o introducere în povestea respectivă, eram în nu știu unde, da? Asta de obicei e zona spațială în care o spune, spațială și temporală, în care spune unde se situa. Să vă ajut să vă imaginați contextul, cadrul în care... Exact. Și cu cât sunt mai multe detalii de spațiu și de timp, cu atât mai repede poți să vezi spațiul respectiv, dar nu trebuie să insiști prea mult, pentru că în orice poveste trebuie să se întâmple ceva. Însăși, în această exprimare, hai să vă spun ce s-a întâmplat, indică faptul că s-a întâmplat ceva. E și din comun, într-o formă. Pentru că asta înseamnă să spui povești. Mm-hmm. Povestea, în esență, are legătură cu cineva care are o viață care este relativ în echilibru și care îi se întâmplă ceva care dezechilibrează acest echilibru. Asta sunt toate poveștile. Inclusiv că ieși din orașul tău și te duci și explorezi, hai să vă spun ce s-a întâmplat, a sărit un tigru sabie în fața mea și am luat-o la fugă. Și este o poveste, o asculți și înveți ceva despre asta. Inclusiv că vorbești despre colegii tăi de muncă, același lucru, hai să spun ce s-a întâmplat cu X, am auzit eu o chestie, care tot la nivel de s-a întâmplat ceva. Vreau ca ascultătorii să plece după ce ascultă asta și să intre în următoarele patru interacțiuni și indiferent de interacțiuni, indiferent că sunt personale sau profesionale, o să înceapă să audă, aici începe poveste, aici se termină poveste, aici începe altă poveste. Da. Există și un... Tu ai spus foarte bine la un moment dat că ce ne face să pierdem 3 ore în fața unui film, știi? Suntem o specie tare ciudată. Eu am o vorbă pe care o spun în școala de scris, spun, imaginați-vă că noi ne ducem la cinema sau la teatru, plătim niște bani ca să ne uităm la alte persoane care se prefac ca o altă viață. Și ce e asta? Adică ce, la propriu, ce ciudățenie asta? Pentru că nu este real, tu știi că nu este real și cu toate astea tu te duci și te uiți. Prefacem împreună, că e real. Că e real. Și aici se leagă de un studiu care a fost făcut la un moment dat, tot zic că o să iau link-ul și să fac un articol despre asta. La un moment dat niște oameni de știință au pus niște senzori pe creierul unei maimuțe și au dat de mâncare o banană și au făcut o hartă din aceea pe sinapse, au vrut să vadă care sunt impulsurile. Și a ieșit o hartă colorată, ca să zic așa, după care au luat o altă maimuță, i-au pus aceiași senzori pe cap și au pus-o să se uite la maimuța care mânca banană. Și ce este fascinant este că harta era aceeași. Maimuța care se uita la maimuța care mânca banana, ea era avea aceeași trăire ca cealaltă maimuță. Noi când ne ducem la cinema și ne uităm la un film cu Superman, de exemplu, noi suntem Superman. Pentru o oră, pentru 2 ore suntem Superman. Pentru 3 ore, că la Superman e un pic mai lung, dar pentru perioada respectivă, scopul nostru este să ne conectăm la protagonist și să trăim o altă viață pentru 1, 2, 3 ore cât ne uităm la ecranul respectiv. Noi suntem Superman, noi suntem Michael Corleone din Nașu, noi suntem fetița cu chibrituri, iar în esență ce ne aduc poveștile, ne aduc niște lecții care vin la nivel profund emoțional despre viața noastră, despre semnificația vieții noastre și despre cum să luăm decizii. Le aducem înapoi în viața noastră lecțiile astea? Bineînțeles. Le folosim? Da. Okay. Și pot să-ți dau și un exemplu. Era la un moment dat... E o tipă, o chema Ana, care lucra la Turnurile Gemene în 2001. Ea era imigrantă venită din părinți sârbi care veniseră în America după războiul din Iugoslavia. Și exact în 2001, când s-a întâmplat celebru atentat, ea lucra în clădirea respectivă și atunci a intrat primul
avion în clădire. Eu mi-aduc aminte exact unde eram. Dar când a fost un lucru șocant atunci. Da. Ideea este că Ana, în momentul în care s-a întâmplat asta și a dat seama de ce se întâmplă, a lăsat absolut tot pe birou, exact așa cum a fost, și a luat-o la fugă pe scări. Liftul nu mai mergea, era fum pe, în casa scărilor. Dar undeva pe parcurs, pe măsură ce cobora și cobora multe trepte, și-a dat seama că și-a uitat laptopul în birou. A avut un moment de străfulgerare dacă să se întoarcă sau nu și a hotărât ca să meargă mai departe. Ideea este că pe măsură ce cobora și cobora din ce în ce mai repede, pentru că deja se încălzise și era, se auzeau tot felul de zgomote ciudate, vedea oameni care, în loc să fugă odată cu ea, veneau din față și urcau scările. Fiecare uitase ceva. Oamenii se întorceau după laptopuri, se întorceau după documente, se întorceau după poze cu familia sau mai știu eu ce. Momentele astea în care tot vedeau oameni care vin pe scări, pe ea au îndârjit-o și a alergat din ce în ce mai tare, a reușit să iasă din clădire și la 10-15 minute clădirea respectivă a căzut. Iar Ana a supraviețuit. Povestea asta nu e reală, am auzit-o de la un scenarist care încerca să demonstreze cum anume să transmit lecțiile în momentul în care spui o poveste. Și acum o să spun o poveste reală. Eram la mall la San Plaza și la un moment dat, hai să spun ce s-a întâmplat, știi? La un moment dat a sunat alarma. Era alarma aia de incendiu și se auzea o voce foarte difuză. Eu veneam de la toaletă, n-am înțeles ce spune vocea aia, pentru că sunetul de alarmă era mult prea puternic. Până la urmă mi-am dat seama că spune că este un incendiu și că toată lumea trebuie să iasă din mall. Erau foarte mulți oameni în fața cafenelei, eu aveam laptopul deschis la Gloria Jeans Coffee și am întrebat ce se întâmplă, că nu se auzea. O angajată de la Gloria Jeans a zis, a luat foc ceva. Oamenii ieșeau, deci eram exact la ieșirea din mall. Și atunci un bărbat din stânga mea, când a auzit, e un incendiu, a luat foc ceva, a căscat ochii la noi, a zis doar atât, a zis, aoleu, mașina mea, și a luat-o la goană în sens opus prin mall. Oh my God. Și în mintea mea era, tipul ăsta n-a auzit de povestea Ani, știi? Și eram, cum Dumnezeule, când eu am lăsat laptopul, l-am lăsat în Gloria Jeans, care era la intrare și eu am ieșit, adică n-am avut nicio problemă, pentru că povestea este acolo. Noi, în esență, ducem niște vieți care sunt relativ plictisitoare, relativ, adică avem nevoie de foarte mult timp ca să luăm decizii, asta e, de fapt, mesajul. Trăim într-un relativ echilibru și decizii life-changing le luăm destul de greu. Și avem nevoie de substitut, avem nevoie de lecții care să ne vină din exterior și pe care să le acumulăm, dar într-un mod practic. Nu putem să le luăm în viața noastră, pentru că ar fi un dezechilibru prea mare, dar există un canal metaforic și emoțional în care învățăm foarte mult. Și noi ne uităm la un film cu extraterestri și la final, dacă ne uităm la filmul ăla și suntem pătrunși de el, noi ne luăm o lecție pentru viața reală. Chit că a fost cu extraterestri și ieșim de acolo și spunem eu n-aș fi făcut așa. A fost o mare prostie. Îți dau un exemplu. La filmul Everest, dacă l-ai văzut, cu celebrul accident din vârful muntelui Everest din anii 90, cred că 96 se întâmpla, este celebră situația în care într-un moment extrem de tensionat, ghidul se uită la unul dintre oamenii pe care i-a dus în vârful muntelui și are un moment de străfulgerare pentru că venise furtuna, iar el nu mai putea să meargă efectiv. Realizezi când te uiți la film că este ceva de viață și de moarte, realizezi că dacă se întoarce după el, șansele sunt să moară amândoi, pe când dacă pleacă atunci pe loc și îl lasă în spate, el va supraviețui. Și îl vezi că are momentul ăla de străfulgerare, se întoarce la el și îl încearcă să-l aducă la bază. Dau spoilere acum, mor amândoi, dar în filmul ăla, în primul rând, la final, toată lumea din sală plângea, a fost ceva incredibil, bărbați, femei, copii, nu conta. Și când am ieșit, în jurul meu era un zumzet, toată lumea era nervoasă pe protagonist.
Ca a rămas. Și am zis, asta, protagonist. Asta este o lecție. Arată în primul rând faptul că filmul a fost bine făcut, da. Pentru că tu te-ai conectat și ai fost acel ghid pentru 2 ore jumate sau cât a durat, dar ți-ai luat o lecție. Acum, nu o să ți se întâmple prea curând să vină o furtună foarte puternică în vârf de munte, dar acea lecție vine pe straturi și în anumite situații similare tu iei decizia pe care ai decis-o atunci când te-ai uitat la filmul respectiv. Are sens ce zici. Însă îmi ridic o întrebare, fiindcă pare că nu toți suntem la fel de capabili să materializăm genul ăsta de învățături. Adică, ca să spun, să zic altfel, eu știu așa niște oameni care poate să vadă filmul ăla de 10 ori și după aia să nu schimbe nimic în viața lor, știi? De ce? Eu cred că și acei oameni la nivelul lor își trag lecțiile respective. Ok, e vorba, hai să o luăm în altfel, era o vorbă că toți oamenii, nu toți cei care citesc ajung oameni de succes, dar toți care ajung oameni de succes citesc, știi? Forma asta. E și o formă de escapism, ca să-i zic așa. Da. Este, dar în același timp există o confluență, locul în care se întâmplă arta, care este extrem de profundă și care te atinge într-un mod în care alte lucruri nu te pot atinge în viață. Și de obicei asta se leagă de storytelling împreună cu o lecție care este extrem, extrem de profundă pentru tine. Cum este, de exemplu, îți dau exemplu pentru că absolut toate filmele și toate cărțile au o zonă tematică în spate care are legătură cu umanitatea noastră și cu întrebări pe care ni le punem, până chiar și filme sau povești care sunt extrem de comerciale. Îți dau un exemplu, este Mrs. Doubtfire, nu știu dacă știi, în care un bărbat misogin, actor pe care nu-l mai angaja nimeni, decide să se macheze și ajunge angajat la televiziune, mi se pare, ca femeie, deși el este bărbat. Întotdeauna în toate poveștile protagoniști au un defect moral sau psihologic, adică ține de curaj, de... E ca să ne regăsim. Da, și ca să dea un indiciu că este o călătorie a eroului. Mm. Că despre aia e vorba de fapt. Tot ce înseamnă călătorie exterioară este o scuză. Noi, de fapt, ne uităm la o călătorie interioară. Și Mrs. Doubtfire este vorba despre un bărbat misogin care se folosește de femei. Și într-un final ajunge femeie și se îndrăgostește de o femeie de pe platoul de filmare care se uită la ea și vede o femeie. Și mesajul din spate este al naibii de profund dacă stai și te gândești. Pentru că în acea poveste protagonistul trebuie să crească dacă vrea să evolueze. Altfel va rămâne același om. Și va trebui să-și asume faptul, relațiile cu ceilalți și va trebui să se uite la femei și să nu le mai folosească dacă va vrea să ajungă cu persoana de care s-a îndrăgostit. Și asta este partea tematică și metaforică din spate, pe care noi o ținem minte. Nu o ținem minte, că nu e cognitivă treaba, dar o luăm cu noi mai departe. E stored undeva în colțul minții noastre și, nu? Adică la modul să zici că nu o ținem minte, dar am asimilat-o. Mi-a venit în minte ceva în timp ce te ascultam. Un proces pe care și eu îl mai folosesc în coaching, Tony Robbins lucrează mult cu el și în general toată lumea din zona asta de NLP. Când am făcut formarea de NLP în Londra, ei aveau un mecanism de training până la urmă, care mi s-a părut fascinant. Pentru că ce făceau era că, și se leagă de ce spuneai tu, era o serie de acțiuni pe care le făceau, care se tot repeta. Era un loop prin care tot treceau în cele 8-9 zile cât am stat acolo, care erau așa. Ridicau nivelul emoțional, starea emoțională, după care livrau informații. Cât timp tu ești cu starea emoțională ridicată. Pentru că atunci asimilezi cel mai puternic, atunci se fac ancorele foarte puternice, că după aia scădea starea, mai luam o pauză, în ce ne întorceam, nu se apucau să-ți livrezi informații atunci. Nu mai întâi ridicăm starea energetică emoțională și după aia livrăm informații. Se pare că asta, poveștile fac asta cumva natural, mă rog, natural.
că e știință. Te deschide emoțional, exact, astfel încât să poți să consumi ceea ce e important să consumi. Da, devii mai permeabil cumva. Da. Mai, da. Eu în scris am, testez foarte des tot ce se poate testa. Mm-hmm. Din perspectiva scrisului am 50.000 de abonați. De multe ori scriu defect doar ca să văd reacții și să văd ce primesc și care sunt ratele de deschidere și așa mai departe. Și unul dintre lucrurile pe care le-am testat de foarte multe ori a fost prezența sau absența poveștilor din anumite modele de lucru pe care le propun. Modele de lucru înseamnă pași, unelte cu care se obțin anumite rezultate. Iar concluziile sunt fascinante, cel puțin pentru mine. În momentul în care tu trimiți doar pași fără poveste din spate, care să fie relevantă și conectată la ceea ce relevantă tu pentru ce vrei să împici. Le dai. Aha, bineînțeles, da, da, da. Nu vii cu o poveste, hai să vă spun ce roșii am cumpărat eu din piață și am și șapte pași pentru eficiență, știi? Da. Vorba bine. Bineînțeles că trebuie să fie conectată de modelul respectiv și în strânsă legătură. Adică de obicei este povestea cuiva care n-a făcut pașii respectiv sau care a făcut și a obținut, sau un om care are aceleași probleme cu cel care citește, etc. Dar să fie conectat de model. În momentul în care nu pui poveste, cei care citesc nu au încredere în ceea ce le dai, sunt mult mai critici, mult mai acizi în reacții. Găsesc situații în viața lor în care modelul respectiv nu se aplică. Vibe-ul devine un extrem de toxic. Aici e interesant, găsesc povești din viața lor în care nu se aplică. Da, găsesc excepții. Excepții. Oare nu cumva le găsesc pentru că au reflexul de a căuta o poveste? Da. Adică tu nu le dai o poveste, da, un context. Iau reflexul să caute și găsesc una care nu se potrivește. Au nevoie de un context. În momentul în care, deci asta se întâmplă dacă nu pui poveste la un model. Și de asta în cursuri eu predau storytelling intensiv, pentru că e diferența care face diferență. În același timp, dacă pui povestea, reacțiile sunt fascinante. Aceiași oameni care te criticau înainte se uită la tot ce ai scris, sunt mult mai angrenați emoțional și zic, băi, super, ai dreptate 100%, aceiași care te-ar fi contrazis dacă nu puneai povestea. Și zic așa, mie mi s-a întâmplat puțin diferit. Lucru care denotă faptul că noi consumăm prin povești absolut tot. Chiar și matematica aia nenorocită, care e extrem de tehnică și rece, trebuie să punem ceva narativ înainte ca să putem să o consumăm. Ai profit de faptul că ai menționat partea asta de școală și lucrat intensiv. Zi un pic despre ce faci pe partea asta, că poate sunt oameni care sunt interesați. Pe zona de scris, eu în primul rând, ce ar trebui să spun ca și spoiler, ca și semnal de alarmă, este că eu lucrez pe zona de beletristică, pe zona de ficțional. Pe literatură. Mulți oameni din România, din păcate, noi suntem pe ultimele locuri la aproape tot ce înseamnă consum de carte în România. Și vine dintr-un gap cultural despre care tot vorbesc în ultimii ani. Nu avem cum să avem consum de carte mare din momentul în care noi ne uităm la povestitori și vedem ca niște mincinoși. Nu putem să consumăm. În primul rând, e un cerc vicios, pentru că ceea ce noi producem este de o calitate foarte slabă, nu are potențial comercial. Pentru că însuși termenul comercial nouă ni se pare că e sub demnitatea noastră. Noi nu avem oameni care se educă pe zona de storytelling, deci nu pot livra povești care să aibă valoare comercială, prin urmare poveștile sunt proaste, asta înseamnă că noi citim mai puțin și este o spirală care nu se mai termină. Scopul cu care am început această școală a fost unul pur egoist. Am vrut efectiv să am oameni cu care să vorbesc despre poveste și să nu simt că dau ochii peste cap și să-mi spună că pierd. Să nu te mai simți singur. Ceva de genul. Am construit în ultimii ani o comunitate care este incredibilă. Eu merg pe zona de storytelling. La curs îmi vin oameni care sunt extrem de pragmatici, oameni cu business, oameni de marketing, oameni manageri. În același timp îmi vin și artiști.
Sunt oameni care au nevoie, pe de-o parte, să devină mai vizibili, adică să-și spună povestea lor într-un mod în care să poată fi consumat de către publicul larg, dar marea majoritate dintre cei care trec prin școală ajung la concluzia că vor să se exprime, că este o nevoie și vor să scrie o carte. Acum, nu carte neapărat autobiografică, pentru că la noi este o regulă. Eu cred că nici măcar povestea ta nu poți să o spui dacă nu poți să scoți ceva ficțional. Și îți dau și un exemplu. Ficțional înseamnă beletristic, dar înseamnă o poveste inventată cu personaje inventate. Cea mai mare problemă a oamenilor care vor să scrie cărți, și aici mă refer la o nevoie extraordinar de des întâlnită, pentru că eu estimez că 9 din 10 oameni au visat cel puțin o dată să aibă numele pe o carte. Cei care scriu cărți, vor să scrie cărți, de obicei vor să scrie despre ei. Când vrei să scrii despre tine și nu știi să spui povești, nu crești în educație pe zona de storytelling, de obicei ai foarte multe detalii care sunt irelevante pentru poveste. Nici nu prea îți vine să tai din ele. Nu-ți vine să tai din ele și dai la o parte ce este important pentru poveste. Sau îl îngropi în foarte multe detalii nesemnificative. De aici rezultă în niște scrieri extrem de pasive, plictisitoare, în care un om se lamentează în 300 de pagini și pe urmă se întreabă de ce oamenii nu reușesc să citească. Apropo, noi cumpărăm mai multe cărți decât citim, by the way. Deci dacă ești bun la marketing, nu înseamnă că ai scris o carte bună. Primul lucru pe care îl fac în școală, de exemplu, este să zic că nu are legătură cu ei și că trebuie să uite de ideea de autobiografie. Pentru că nu despre asta e vorba. Hai să scriem despre, George. Uh-huh. Și să încercăm să-l definim pe George. Să vedem cine este George și ce îi se întâmplă lui George. Și începem să construim povești. Școala are 4 module. Noi trecem prin toate teoriile de storytelling. Există 6 piloni ai modului în care poți să spui povești de formă lungă relevantă, dar ele te ajută în toate aspectele vieții pe urmă. În 4 luni de zile noi învățăm teoria din spatele storytellingului, după care avem o lună în care cu toții, toată comunitatea, ne apucăm și scriem o carte fiecare. În 30 de zile, noi o numim Pro 30 sau provocarea de 30 de zile, în care trebuie să dăm gata 30.000 de cuvinte. Și avem un... Ce înseamnă asta în pagini? În pagini? Aproximativ. 200 de pagini. Ah, ok. Cam așa. Okay. Acum, nu toată lumea termină, dar este... unii oameni scriu 30.000, unii scriu 15.000, unii nu scriu deloc. Unii termină o carte deși n-au terminat provocarea, știi? Unii nu termină o carte deși au terminat provocarea. Există un mix de experiențe aici. Avem provocarea de 30 de zile în care cu toții scriem. Avem ateliere bilunare în care ne antrenăm pe poveste scurtă, pe diverse scenete pe care să le construim, texte pe care să le scriem. Și acum mai nou avem inclusiv o editură pe care am fondat-o, în care toți cursanții de la școala de scris vor publica de acum încolo cărți. Asta mi se pare foarte mișto. Pe 24 septembrie avem lansare de carte, este o dublă lansare de carte, avem două cărți de care eu sunt mândru, efectiv. Sunt mândru pentru că scopul nostru al editurii în momentul ăsta este să facem o mică fisură în acest cerc vicios de care îți spuneam și să începem cu literatură de consum. Literatură comercială, cea care, dacă vrei să te duci din București în Timișoara, te urci în avion, să zici, băi, aș vrea să citesc cartea asta până ajung acolo. Să trec printr-o poveste. Să trec printr-o poveste și să nu poți să te oprești până la ultima pagină. Ăsta este scopul nostru, să generăm poftă de citit. Iar cele două cărți, mie mi se par fascinante, au o poveste interesantă fiecare dintre ele. Una se numește Bătălia de la Socola. Este un mic exercițiu pe care eu l-am dat în școală, în ediția a doua, cred. Am 7 ediții până acum. În care le-am zis să construiască o poveste plecând de la un nebun internat la spitalul de nebun de la Socola, care se crede Ștefan cel Mare și crede că toți doctorii sunt turci și care vrea să cucerească Moldova.
A fost pe echipă exercițiu, o echipă a câștigat, iar unul dintre cursanți a venit la mine, Cătălin Ioniță îl cheamă și mi-a zis că vrea să o scrie. I-am dat mână liberă, a scris-o și acum o publicăm. Este o carte de satiră, mie mi se pare extrem de profundă, este foarte comică, toți nebunii sunt construiți incredibil, e foarte profundă. De ce? Pentru că la un moment dat e o linie atât de fină între nebunie și sănătate, între nebunul, da, între nebunul internat și doctor, încât încep să spui întrebări pe măsură ce o citești. Asta este una dintre cărți, repet, o satiră la adresa societății românești și te și nu numai, și te face să te uiți un pic în oglindă, să te întrebi tu cam în care categorie te afli. A doua carte este, se numește Șapte porți. Este scrisă de Radu Octavian, un cursant foarte structurat al nostru, care reușește să folosească modelele pe care eu le predau la un nivel pe care nu l-am mai văzut până acum, cel puțin în România. Eu aș spune că e genul de carte în care tensiunea crește, cel puțin pe scriitorii români contemporani. Nu am văzut să crească așa conflictul și tensiunea globală pe cartea asta în altă carte. Acum, na, nu este Război și pace, nu este scopul nostru să scoatem opere acum extrem de valoroase, ci scopul nostru este ca, dacă citești primele pagini, să citești până la capăt. Șapte porți este o carte despre un tânăr care vrea să devină supraom. Asta e premiza din spate. Iar el, pentru a deveni supraom, invocă niște spirite care sunt malefice și care încep să facă un pic de ravagii prin societatea construită acolo. Este un fantasy young adults care se joacă un pic la nivel de ocultism și black magic, ca să zic așa. Inclusiv ea este profundă. Eu cred în poveștile care îți transmit o temă, un mesaj în spate. Dar, repet, din punct de vedere al tensiunii, este o carte wow. Unde pot să găsească oamenii mai multe informații? Pe 24 lansăm. Pot găsi informații la mine pe danielzernescu.ro, dar în același timp o să lansăm odată cu editura și site-ul editurii, care o să se numească Storycraft Publishing, pe site-ul storycraft.ro. Okay. Pe site-ul respectiv noi o să avem toți cursanții care studiază storytelling, dar îl studiază pe bune, adică eu aș putea să garantez pentru fiecare dintre ei că înțeleg ideea de poveste peste media din România și asta nu e destul de greu. O să scrie acolo cursanții, o să scrie proză scurtă, recenzii de carte și recenzii de film, dar dintr-o manieră profesionistă, aș putea să spun. Sună mișto și sunt convins că sunt mulți oameni care își doresc să citească genul ăsta de cărți de la autori români. Despre asta e vorba. Da, da, și cred că e nevoie de asta. În România, din păcate, noi avem un consum de carte foarte jos, dar asta vine și din problema că nu avem ofertă. Mă, eu vorbeam acum 2006, 14 ani, cu majoritatea editorilor din România și toată lumea se plângea de același lucru, din păcate. Adică, și se fac cu 14 ani. Nu cred că s-a schimbat foarte mult, din păcate. Dar să știi că toată Europa, toată piața din Europa suferă la nivelul ăsta. Din punct de vedere cultural, noi nu ne uităm la povești cum se uită cei de cultură anglo-saxonă, să zic așa. Americanii știu să spună povești, englezii știu să spună povești. Culmea este că niște autori extraordinari sunt cei din zona arabă, dar care fac școală în zona americană. Din Europa aș avea încredere un pic în autorii nemți, dar în rest noi nu prea stăm bine la capitolul ăsta. Iar România este un pic mai la coada cozii. Ceea ce nu înseamnă neapărat că nu am avea ce să spunem, ci doar că nu știm să o facem. Viața extraordinară aparține celor care știu să o povestesc. Da. Aveam, vreo două întrebări punctuale, fiindcă le-am primit eu de multe ori, deși nu știu dacă, adică nu, că nu știu, știu, nu sunt cea mai în măsură persoană să răspundă la ele și dacă tot te-am prins aici. Una este, poți să scrii bine dacă nu citești literatură? Nu. Nu poți, nu? Asta e un răspuns foarte direct.
Stephen King spune, una dintre cărțile despre cum să scrii extrem de populare, nu dă foarte multe tehnici, dar în același timp vorbește foarte mult despre stilul de viață și de mindset-ul de autor de carte. Iar el spune că sunt două reguli extrem de importante ca să scrii o carte, să scrii mult și să citești mult. Iar mult înseamnă la el zilnic. Da, bine, și niște ore zilnic, și care limite de... Da, doar că, targeturi, limite. Doar că targeturile respective la autorii profesioniști sunt... Fiecare are un target, dar de obicei se calculează în funcție de numărul de cuvinte pe care le livrezi pe pagină, așa se spune. Mm-hmm. Iar Stephen King are undeva la 2000 pe zi. Diferența este că, exact cum spuneam eu, că citesc 5-10 pagini, dar zi de zi și se adună, cam asta se întâmplă la orice scriitor profesionist. Diferența este că Stephen King scrie chiar zilnic. Adică el spune, indiferent că este ziua mea, indiferent că e sărbătoare, că e Crăciun, Revelion, eu întâi îmi scriu cele 2000 de cuvinte și pe urmă îmi văd de viață. 2000 de cuvinte tu poți să le scrii într-o oră jumate, două, cu o viteză relativ decentă de scris, sau poți în 4, sau poți în 8, sau poți noaptea târziu. Ce asta înseamnă dedicare? Da. Sunt oameni care vor să scrie și care simt că, adică chiar își doresc asta, și care simt că nu sunt suficient de buni. Mulți. Ce scriu ei nu e suficient de bun. Și mi-aduc aminte din niște povești avute cu tine că ai trecut și tu prin asta. Cel puțin în faza inițială, mai din copilărie, adolescență, nu știu unde povesteai. Da. Care sunt primii pași, dacă ești în... E zona destul de sensibilă. Aici e și... În primul rând, din punctul meu de vedere, trebuie să ai un pic de apartenență, adică trebuie să înțelegi ce înseamnă să scrii. Vine dintr-o neîncredere în noi, dar și din acest model în care noi credem că scrisul este un talent și atât. Eu consider și am considerat tot timpul că scrisul este ca un mușchi. Dacă exersezi destul de mult, ajungi și la un moment dat bine. Eu cred că toți oamenii sunt talentați, toți oamenii au povești relevante de spus, nu știu cum să o spun, în ce ordine să pună întâmplările respective. Are legătură cu educația, pentru că nu știi că există și atunci tu scrii și se pare că nu e bun. Nu iese de prima. Te-a pus să scrii, nu iese de prima și nu știi bancul pe care îl avem noi, că... Nu în tagma jefuitorilor, ca să citez un clasic. E bancul ăla cu un american, un nemț și un român. Toți de la fabrici de arme sunt chemați de americani ca să îi contracteze, ca să construiască un avion. Și le dau niște piese, prima oară îi dau americanului piese, spune, bă, trebuie să construiești, noi dăm drum la cronometru să vedem în cât timp construiești un avion. Intră americanul în hangar, se aud acolo lovituri, înjurături, după o zi iese de acolo transpirat tot și spune, bă, am vrut, dar mi-a ieșit un tank. Și te dau din numer, zic, asta este următorul. Iau pe neamț, intră el în hangar cu toate piesele, se aud la fel urlete, lovituri, ăsta stă vreo 3-4 zile acolo. La un dat iese și el negru, roșu de supărare și zice, bă, am făcut tot ce am putut, dar mi-a ieșit tot tank. Intră și românul, ia toate piesele, nu iese de acolo o săptămână întreagă, nu iese două, oamenii se întreabă, bă, ce se întâmplă cu el. Iese zâmbăreț și zice, bă, mi-a ieșit avionul. La care cei care îi dăduseră piesele, le întreabă, păi, dar noi ți-am dat niște piese de tank. La care el se uită la ei și spune, a, păi, tank mi-a ieșit și mie, dar l-am luat la pilă. Cam așa e cu poveștile. În momentul în care scrii, o parte importantă din procesul de scris ține de revizuire. Există trei etape pe care trebuie să le înțelegem la adevărata lor valoare. Prima etapă este partea de planificare a textului, în care spui întrebări de genul cine te citește, care este scopul, ce se întâmplă în poveste.
Planificarea în engleză se numește outlining sau plotting în funcție de forma în care tu, pe care tu o vrei să o transmiți. Avem planificarea textului, avem partea de scris efectiv, în care în funcție de ce ai planificat, tu începi să scrii și partea... Și abia după ce planifici, te apuci să scrii. Întotdeauna. Să umpli niște forme, nu? Și ultima parte este partea de revizuire, în care de obicei ceri și o părere, lucru la care românii nu stau prea bine, pentru că noi stăm foarte prost la critică. Adică la noi este o... Rănește orgoliu. Da, și nici nu știm să dăm, nici să primim. Adică scrisul oricum, zona asta de artă, noi o considerăm că este ca un dat. Adică ori e bun, ori e prost. Eu, de exemplu, încerc să le transmit celor din școală că nu există poveste proastă. Există doar neterminat. Adică n-ai cerut destul de mult feedback și n-ai revizuit destul de mult la ea, astfel încât să fie comestibile, să atragă și să fie consumat. Ai spus acum, ai formulat-o că na, ne este poveste proastă. Și mi-am adus aminte că am auzit oameni care vor să scrie și care se blochează în ideea cărții. Uh-huh. Adică, băi, eu n-am o idee suficient de bună sau am avut o idee bună. Sau... Și mă întrebam, da, totuși, cât valorează ideea asta? Adică, știi, uite cum vorbeai despre cele două cărți pe care le-ați lansat voi, le lansați. Și tu ai zis foarte pe scurt care e ideea fiecăreia dintre cărțile alea. Dar eu sunt destul de convins că, deși ideile alea sună cât de cât interesant, nu ideea face ca una dintre cărțile alea să fie extraordinară, ci modul în care a fost executată. Nu? Cum o vezi? E o combinație. Partea de planificare, de exemplu, și aici o să intrăm un pic în detaliu, dar nu am ce să fac. Partea de planificare a unei cărți, de exemplu, conține patru elemente care ar trebui mai mult sau mai puțin bifate. Unul dintre ele este ideea. Este parte componentă și este importantă. Acum, unii scriitori zic că e cea mai importantă, cum ar fi cei care, creatorii filmului Jurassic Park, de exemplu, care povestea a fost construită după ce au construit ideea. Un mod de a construi ideea sau conceptul este să spui întrebări în cascadă despre ceea ce s-ar putea întâmpla în poveste, dar începând cu cum ar fi dacă. Și dacă duci cum ar fi dacă în cascadă de destul de multe ori, ajungi la niște idei care par atât de nebunești încât trebuie să scrii o poveste despre ele. Iar ideea de la care a plecat Jurassic Park a fost, bă, dar cum ar fi dacă am pune față în față două dintre cele mai spectaculoase specii care au existat pe planeta asta și n-ar avea unde să plece. Știi? De aici a plecat. Și pe urmă au zis, ok, sună destul de bine, hai să construim poveste. Deci, la Krypton a contat mult ideea. Ideea este doar un simplu element. Al doilea element este personajul. Sunt scriitori care construiesc întâi personajul și până reușesc să imerseze în el, să înțeleagă la nivel profund cine este acel personaj, care sunt nevoile lui, abia pe urmă reușesc să conecteze la nivel de poveste. Eu sunt un asemenea scriitor. Eu, de exemplu, nu pot să pornesc până nu înțeleg personajul, adică nu stau de vorbă cu el. Al treilea element, de dinainte de poveste, este lumea în care se întâmplă povestea în sine. Lume însemnând arena, efectiv, adică locația în care spațiu. Se întâmplă cu spațiu. Acum, lumea pare ceva, ok, se întâmplă, într-o casă, un oraș. În funcție de genul literar, lumea contează mai mult sau mai puțin, dar contează întotdeauna. Mai mult contează în fantasy-uri, în science fiction, unde tu trebuie să construiești o lume de la zero, dar dacă nu acorzi o atenție cât de cât să există o coerență la nivel de lume și de textură adăugată pe poveste, s-ar putea să ai probleme în a scrie inclusiv un roman contemporan. Lumea este a treia, a patra este structura. Și aici mi se pare că noi, la nivel cultural, în Europa în special, avem mari probleme. Structura, de exemplu, am primit o critică la un moment dat, când tot explicam că, băi, stai un pic, că trebuie să structurăm povestea astfel încât să există o trăire, modul în care consum povestea respectivă. Și mi-a zis cineva, mi-a zis, ai, domne, că poveștile sunt spuse cum sunt spuse. Nu spune că și grecii care făceau teatru structurau poveștile, că la ei nu existau. Și am zis, Dumnezeule, de acolo pleacă tot.
Adică noi, inclusiv acum, în 2020, noi structurăm cărți și filme în funcție de cele trei acte grecești. Așa se făceau poveștile de acum 2000 și. Noi, în România și, hai să zic, și în Europa, noi avem o întârziere de vreo 2000 de ani, în care realizăm că există o structură într-o poveste care este aceeași tot timpul și doar conținutul diferă. Îți dau niște exemple la nivel structural. La nivel structural, de exemplu, există structura generală, care de obicei conține trei acte. Primul act are cam un sfert din poveste și în care este povestea de dinaintea poveștii. De obicei, în primul act ce se întâmplă? Hai să luăm o poveste clasică de romantică. Hai să luăm romantică. Și avem un protagonist care este burlac, care e un pic afemeiat și în prima scenă îl vezi pe undeva printr-un bar. Hai că am văzut o groază de filme de astea. Agață o femeie, vorbește cu ea, ajunge cu ea undeva, la ea acasă, la ea la casă. Joacă șac împreună, etc. Da? Asta este cumva esențial în aproape orice film romantic în care cunoști protagonistul, el sau ea, nu contează. Pe urmă există momentul în care se întâlnesc ei și care se întâmplă undeva la 10% din poveste și, deși sunt al naibii de matematic, dar dacă te uiți pe ceas o să vezi că este între 10 și 15% în momentul în care cei doi se uită ochii în ochi. S-au cunoscut la 10-15% din poveste, la început se joacă de-a șoarecele și pisica și pe urmă începe perioada de dating. Perioada de dating se întâmplă în al doilea sfert al poveștii. Și ei ajung într-un moment de intimitate sau mai pe românește fac sex exact la jumatea poveștii. Dacă ei orice poveste romantică și aici de obicei șochez în școală pentru că oamenii ajung să se uite la filme cu cronometru exact așa cum mă uit eu și ajung să desfacă acea carte de dragoste la jumate să vadă dacă acolo se întâmplă ori ceva foarte intim, ori sexul dintre cele două persoane. Și se întâmplă la jumătate. Arne. Deci dacă dai drumul la cronometru, la jumătate o să trebuiască să-ți trimiți copilul minor afară din cameră, dacă ai test. Pe urmă, culmea, cei doi ajung într-un moment intim, se simt fericiți, dar trebuie să se întâmple ceva ca să mai ne jucăm un pic cu viața. Să explodeze viața. Da. Și cei doi se despart. Cei doi se despart în al treilea sfert al filmului poveștii cărții. De fiecare dată diferit, să ne înțelegem. Adică ori vine fosta, ori vine fostul, ori el se dă la altcineva, ori cineva îi spune un secret murdar despre unul dintre ei, nici nu contează. Cert este că ei se despart în al treilea sfert și în al patrulea sfert se împacă din nou și ajung împreună și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Asta nu înseamnă că nu există variabile, da. Dar asta face un gen literar. De obicei îți structurează așteptările publicului. Tu când te uiți la și ești consumator de o poveste de dragoste, tu știi la ce să te aștepți. Și, de exemplu, există scene obligatorie în cărțile de dragoste. Există scena primului sărut, care este obligatorie. Dacă nu există scena primului sărut, nu este poveste de dragoste. Omul se uită la film, nu știe la ce se uită, pare a fi ceva de dragoste, dar nu este în mod evident, devine confuz și pleacă. Astea sunt niște așteptări care par matematice și extrem de rigide pentru anumite persoane, iar pentru cei care lucrează în storytelling, te uiți la ele și zici, Dumnezeule, de aici începe creativitatea. Trebuie să o fac în altfel. Știi? Poți să încalci reguli în storytelling, dar după ce le cunoști, trebuie să le știi. Da. Și ți-am dat doar un simplu exemplu, sunt o groază de exemple de genul ăsta. Mă întreb când povesteai cu cât de bine e structurată și poți să vezi bucățile, moving parts de la toată chestia asta atunci când analizezi un film sau o carte. Și mi-a venit în minte, are Irvin Yalom o carte, una dintre cărțile lui cu cazuri de terapie. Da. Și cartea asta se numește Călăul Dragostei. Și se numește așa pentru că una dintre poveștile de acolo vorbește despre cum de cele mai multe ori ca psihoterapeut, fiindcă vezi atât de clar bucățile și cum se unesc, ajungi să faci concepte cum ar fi dragostea praf. Da. Și mă întreb în ce măsură chestia asta ți se întâmplă ție sau vouă, oamenilor care înțelegeți cum sunt structurate poveștile, vă mai bucurați de ele? Oh, dar cum? Eu mă uit la filmele bune, mă uit de minim 3 ori.
Și mă uit în felul următor. Prima oară mă duc ca cinefil. Eu sunt pasionat de filme. Citesc cu ochii de cititor prima oară cartea. La carte e un pic diferită experiența, o să revin. Dar la filme, de exemplu, prima oară mă uit cu ochii de cinefil efectiv. Adică mă bucur de film. Și dacă îmi place, încep să-mi pun întrebări de ce mi-a plăcut atât de mult. Pentru că de obicei când un film e bun, eu nu mai văd structura. Tocmai asta este ideea. Asta e arta, nu? Dispare codul de Matrix. Noi vedem în momentul ăsta, cei care studiem storytelling-ul, noi vedem orice film și citim orice carte, îl vedem ca un cod de Matrix în care vedem ce se întâmplă și știm ce a vrut scenaristul să facă aproximativ și pe unde. Mă uit la film, nu mai văd structura. Dar nu pentru că nu există, ci pentru că am imersat în poveste. M-a prins povestea. Nu-ți mai pasă să vezi structura. Exact. Am intrat în conținut. E ca și cum m-a tras cu totul. Se termină filmul. Eu rămân pe spate, respir ușor, sacadat și mă întreb. Ce rahat a făcut ăsta? Că nu mi-am dat seama de nimic. Mă duc a doua oară la film și de data asta mă uit cu ceasul în mână la nivel structural. Și de fiecare dată când observ aceleași lucruri, de fiecare dată, la nivel global vorbesc, zic, Dumnezeule, în ce hal a putut să o facă pe asta? Adică modul de exprimare, pentru că acolo vine arta. După ce îmi dau seama că la nivel structural este cel puțin la fel de valoros ca prima experiență, mă duc a treia oară cu prieteni. Ei se uită la film și eu mă uit la fețele lor de-a lungul rândului să văd pe momentele poveștii cum reacționează ei. La cărți este un pic diferit, pentru că la cărți este mult mai mare libertatea față de Hollywood. Ai o marjă de eroare de undeva la 15, 20, 25% chiar și încă funcționează poveste, pentru că este literatură. Ești mult mai liber, dar etapele și structura sunt aceleași. Și atunci eu, de exemplu, când citesc o carte, eu sunt cititor avid de cărți de beletristică, citesc în fiecare seară, pot să-mi dau seama dacă o carte este proastă sau nu din primele 15-20% din carte. De ce? Pentru că din punct de vedere structural, al patrulea element de care am vorbit, dacă nu m-a agățat în 20% aproximativ, nu s-a întâmplat ceva, cum îți spuneam, că ține de storytelling, îmi dau seama că scriitorul respectiv nu poate să revină. Pentru că primul act, adică primul sfert din orice poveste, are cele mai multe indicii despre cum să înceapă. Pentru că e cea mai importantă parte. Dacă nu identific elementele, nu am reușit să mă conectez cu personajul, văd că nu se întâmplă nimic, că e plictiseală, că nu e nimic dinamic și nu dezechilibrează nimic în primele 20%, nu există nicio șansă ca acea carte să fie bună în celelalte 80%. N-ai cum să recuperezi așa ceva. Și îți dai seama și dacă scriitorul respectiv s-a educat sau nu, fie vorba între noi. Adică apreciezi modul în care a făcut. Că știe și tehnic ce face sau nu, asta zici, nu? Da. Asta nu înseamnă că nu sunt cărți care să nu fie scrise din încheietură, dar de obicei aici există o excepție care mi se pare fenomenală. Cei care scriu fără să se educe în storytelling, în România am foarte multe controverse pe partea asta, pentru că noi nu știm că există structură, trei acte și că la mijloc fac doi oameni sex într-o carte de dragoste. Dar În esență există oameni care scriu o carte bună fără să știe nimic despre storytelling într-un singur caz. Al consumatorului avid de literatură. Dacă tu citești un anumit gen... Educat pe genul ăla, nu? Inconștient. Dar asta se aplică în special la genuri literare. Pentru că genurile literare sunt un fel de structură încapsulată. E ca mâncarea pe care o bagi în cuptorul cu microunde, știi? O faci repede. Că am povestit de povești de dragoste, ele sunt un gen literar, care au o structură care e un pic mai rigidă, tocmai ca să treacă multe povești prin acea structură și să funcționeze din punct de vedere comercial. Genurile literare sunt atât de încapsulate, încât dacă ție îți place un anumit gen, poate să fie ficțiune istorică, poate să fie polițistă, poate să fie povești de dragoste, pot fi horror, habar n-am. Dacă tu citești același gen an de zile,
deja a intrat în tine structura și tu nici măcar nu realizezi. Ceea ce oricum nu înseamnă că nu ești educat, înseamnă că nu ești educat conștient. Nu ești educat conștient. Și cel mai des se întâmplă ca cineva să scrie și să zică, da, eu nu știu nimic despre storytelling. Aha. Și de fapt el să scrie strict pe ceea ce consumă și să scrie bine de altfel, ceea ce este fascinant pentru mine ca observator din afară. Pentru că se modelează. În același timp spun asta, că dacă tu ai reușit să faci asta fără să știi, gândește-te cum este să ai mult mai multe unelte, pentru că vei duce ceea ce ai putut tu să faci la un nivel superior. Folosești sau recomanzi softuri de-astea de scenarii și de scris? Că știi că există tot felul de aplicații de-astea. Da, există. Recomand? Eu folosesc două softuri în funcție de ce scriu. Unul, dacă scriu pe blog sau articole sau newslettere, folosesc Evernote-ul, care e clasic, da. În care pot să organizez mai bine informația. Dacă scriu carte, există un soft al scriitorilor care se numește Scrivener și care îți structurează cartea pe scene, capitole, părți și are câteva avantaje față de absolut orice soft am folosit până acum. Există o bară undeva în stânga în care poți să vezi toate scenele din carte. Scena este cea mai mică măsură dintr-o carte. O numim tot scenă și în beletristică, deși are corespondent în cinematografie. Și le vezi pe toate în stânga și tu ai tot textul continuu în partea principală. Poți să blochezi calculatorul și să lași doar scrisul, poți să pui muzică de fundal, poți să adaugi sunete de mașină de scris. E și mișto. Fenomenal. Inspirație. Da. Când ne apropiem de sfârșit, vreau să te mai întreb dacă ai putea să recomanzi o carte oamenilor care își doresc să învețe să scrie, una mai de începător, nu știu, sau una care te-a ajutat pe tine mult, ce ar fi? Știi cum e? În primul rând, eu am zis de cartea lui Stephen King. Ea este bună cu un singur amendament. Care e cartea? Care se numește Misterul Regelui. Okay. Este o carte decentă pentru început, ca să înțelegi cam ce trece prin mintea unui scriitor, cu un amendament. Este singurul care spune că nu planifică ceea ce scrie. Mm. Și el are dreptate, este un curent întreg. De obicei, cei care nu planifică nu scriu, adică nu publică. El este o excepție a naibii de puternică, pentru că foarte mulți arată cu degetul la el și consideră că este o regulă. Dar, în schimb, noi ceilalți muritori de rând nu reușim să facem același lucru. Dar lumea nu ia în considerare ceva la Stephen King. Deci toată cartea este fenomenală cu acest amendament, să nu pui bază pe ce spune el legat de partea de planificare. Lumea nu ia în considerare faptul că el este profesor de literatură și că prin el intră structura ca aerul. Mm. El știe care sunt convențiile și ce așteptări are cititorul și nu are nevoie să planifice neapărat. Da. El scrie în trei acte, dar nu trebuie să scrie ce se întâmplă în cele trei acte înainte de a scrie. Dar este singura excepție solidă la ceea ce se întâmplă în restul lumii. Acum un alt exemplu care îmi vine în minte, apropo de stilul ăsta de scris un pic mai liber, este George R. R. Martin, care a scris Game of Thrones. Mm. Și există o teorie. Cei care planifică înainte se numesc arhitect și cei care scriu după cum îi duc valul se numesc grădinari. Legenda spune că grădinarii există, dar nimeni nu i-a văzut. Știi? Cam asta e legenda din spate și o glumă internă. Ce m-a fascinat pe mine este că George R. R. Martin, într-un interviu, a fost întrebat direct, pentru că în America se știu terminologiile astea, adică la noi eu trebuie să explic ce înseamnă arhitect și grădinar, la ei e întrebare directă de la televiziune, tu ce ești, grădinar sau arhitect? Și el s-a uitat în ochii celui care intervieva și a zis, bineînțeles că sunt grădinar, și eu nu suport să planific. Și intervievatorul îl întreabă, ok, și ce faci mai precis ca să fii grădinar? Și zice, păi hai să-ți explic. Păi eu, în primul rând, trebuie să știu toate personajele și eu cam trebuie să știu cum se punctul de plecare al personajelor și unde ajung personajele. Trebuie să știu cam care este lumea, eu cam știu ce se întâmplă în primele scene, știi? Și
eu în momentul în care îl ascultam, era exact procesul prin care trecem noi prin școală. Diferența este că în România noi îl numim arhitect, ceea ce face George R. R. Martin, pe când la americani ăsta este grădinarul, pentru că ei, din punct de vedere cultural, un arhitect ce face? Are notate inclusiv pe bilețele absolut fiecare capitol ce se întâmplă în el cu subiect și predicat înainte de a scrie. Asta înseamnă arhitect. Să le pui și pe foaie, dacă le ai doar exact. În cap și grădinar. Grădinarul, nu, le are tot pe foaie, doar că nu are la nivelul ăsta de detalii. Da. Deci el știe ce se întâmplă în fiecare act, eventual are o pagină sau jumătate de pagină în care este scris cam ce se întâmplă în poveste și pe urmă se apucă și scrie. Adică nu mai intră pe fiecare scenă în parte. Și își lasă o libertate un pic mai mare. Asta e o carte bună, mai este An la mot, Bird by Bird se numește, este iar foarte bună, eu consider că la început ar trebui să intre pe mindset, pe cărți de mindset. Și mai este una în engleză care îți spune cum să scrii o scenă foarte mișto, se numește Drunk and Writing sau ceva de genul. Uite, o să-ți zic. E scrisă de o femeie. Apropo, femeile sunt mult mai bune la a preda storytelling decât bărbați. La a preda? Da. Simplifică mai mult. Bărbații complică atât de mult. Șapte sisteme cu 14 asteriscuri. Da, și diferența este că bărbații predau mai mult partea de scenaristică, iar femeile mai mult partea de literatură, tocmai pentru că în literatură ai libertate mai mare. Drunk, Naked and Writing. So. Ceva? Okay. E foarte fain. Și are, în introducere, spune că titlul este de marketing. Că niciodată n-a scris pe asta. Dacă i s-a părut interesant. Da. Asta vrei să faci restul vieții sau următorii 2 ani? Sau cum e? Eu scriu de când mă știu. Și acum ce fac de fapt este să-mi creez un sistem propriu în care să fiu lăsat să scriu. Îmi fac o comunitate, oameni pasionați, am o comunitate extraordinară. Ne așteaptă undeva la câteva zeci de manuscrise pentru a fi publicate. Am creat o editură special pentru autori români și pentru comunitatea mea. Și vreau să cred că o să mă țină toată viața. În sensul în care în fiecare an aș vrea să-mi iau 2-3 luni să scriu o carte sau două sau cât îi scriu. Yes. Și să mă susțină această comunitate, așa cum comunitatea susține pe absolut oricine scrie. Mai zi-mi un singur lucru. Ce să citească oamenii scris de tine? Deja scris de tine. Am două cărți. Una este How To, pentru cei de dezvoltare personală, care e și cea mai vândută carte a mea și cea mai apreciată. Se numește Esența Eficienței. Iar a doua este beletristică, se numește Bastardul. Este o carte despre daci și romani, oricât de plictisitor ar părea. Am recenzii incredibile la ea, are nota de 4,9 pe Goodreads. Și recenziile sunt cele mai emoționale, sunt date de femei de obicei, pentru că această carte mi-a zis la un moment dat o cursantă foarte mișto, mi-a zis tu zici tu că e o carte de ficțiune istorică, dar în realitate e o carte despre doi frați, știi? Și da, trebuie să o pui într-un spațiu și un timp, știi? Mm-hmm. Și despre asta este vorba. Tema în sine este de iubire, este un triunghi între tată și doi copii, din care unul este general de armată și unul este oaia neagră a legiunii, ceva de genul ăsta. Și e o carte foarte, foarte faină. Adică ea e cartea mea de suflet, trebuie să vin cu partea a doua pentru că trag oamenii de mine să afle ce se întâmplă în continuare. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, abonează-te mai jos pentru a fi notificat imediat ce apare următorul episod. Și dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul zeroplus.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că a ști nu-i suficient. Ai nevoie să acționezi.